ce facem cu o pacientă al cărui rezultat la citologie nu este unul anormal. Ce înseamnă anormal și care este atitudinea medicului în fața acestei paciente? Avem mai multe grade de anormal la Papanicolaou. Vorbim de ascus, care înseamnă un anumit tip de rezultat. Nu vreau să intru neapărat în detaliile medicale, dar înseamnă că trebuie să urmărim în continuare, să vedem ce se întâmplă acolo, că subiectul nu este închis. Și aici poate să vină din multe lucruri, dintr-o infecție vaginală, în funcție de ciclu menstrual și alte rezultate care pot să dea un rezultat de tip ascus. Și trebuie urmărit mai departe. Avem rezultate de tip LCL, low grade, leziune de grad jos intraepitelial, care iarăși ea trebuie urmărită. Adăugăm încă o analiză aici de tip CINTEC, este o analiză folosită în ultimul timp, care ne arată gradul de activitate, să-i spunem, nucleară a celulelor respective și e foarte utilă în decizie. Adăugăm colposcopie. Și sigur că avem rezultate de tip HCL care sunt întotdeauna nu sunt de neglijat niciodată, deci trebuie luate serios în considerare. Și atunci, în funcție de rezultat, aplicăm niște protocoale, luăm niște decizii, nu le putem lăsa pe femei cu un LCL la nesfârșit fără să fim siguri că nu-i mai mult. Dacă avem nevoie, schimbăm laboratorul. Facem tipaj, cotestarea, vedem dacă e virusul 16. Niciodată un virus 16 sau 18 împreună cu niște leziuni de col nu se lasă așa. Prefer să ai colposcopie și apoi o mică biopsie ca să fii sigur că nu e ceva. Deci trebuie foarte mare atenție. Te uiți și în perioada de vârstă la care este femeia. Dacă e o cuștoaică adolescență, e puțin probabil să fie ceva. Dar o femeie la 35-40 de ani e probabil să fie ceva.